Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune, la o nouă ediție a emisiunii Vorba lui Tașcă. Începutul văd că e promițător în această seară, poate din cauza faptului că am pregătit niște subiecte mai grele, să zic așa, dar vreau să încep așa cum am începusem la un moment dat și sper să mai avem ocazia să continuăm, cu prezentarea unei cărți. Astăzi am în mână volumul 1, sunt două volume, dar am adus doar volumul 1, din lucrarea Istoria trădării la români, care aparține domnului Mircea Bălan, o lucrare care, așa cum discutam cu invitatul meu înainte de emisiune, trebuie să o citim cam fiecare dintre noi, pentru că, după cum bine știm, trădarea la noi este o chestie destul de comună și destul de des întâlnită, în special în zona politică, aș zice, dar nu numai. Poate o să vă surprind, însă nu numai în această zonă se întâmplă ca trădarea să fie la ordinea zilei. Ca de obicei, așa cum probabil deja v-ați obișnuit, invitatul meu de vineri seara, sociologul Valentin Fulzer. Bună seara! Bună seara, domnule Tașcă, bună seara, stimați telespectatori! Începem direct. Dacă vreți să spuneți două cuvinte despre cartea aceasta, ați avut și noastră ca și mine, n-ați avut mult timp să vă uitați. Nu, dar ai spus că va apare în cel puțin 10 volume, nu? Nu știu, am doar două. cred că se încheie, că volumul 2 e și mai gros. Gândindu-mă la magnitudinea trădării care a însoțit societatea românească de-a lungul timpului, cred că se pot dezvolta aceste subiecte, v-am spus, de la cel puțin 2, 5, 6, 7, 8 volume în sus. Deci un raft de bibliotecă, așa nu e suficient. Sigur, să știți că este o parte a istoriei pe care, așa cum ne asumăm bunele, trebuie să ne asumăm și relele. Pentru că dacă nu ajungem să ne cunoaștem bine istoria și greșelile pe care le-am făcut, riscăm să le repetăm. Știu, este o formulă, poate să sune plictisitoare, dar să știți că așa este și chiar în seara asta v-aș ruga să-mi împrumutați cartea. Da, o să vorbesc cu cel care mi-a oferit-o și mie să vă facă și dumneavoastră un cadou. Sigur, poate vreodată o să avem ocazia să discutăm chiar cu autorul acestei lucrări, domnul Mircea Bălan, dacă ne aude și ne vede în această seară, întind o mână pentru un dialog pe această temă. Un subiect istoric, aș spune, destul de apropiat de istorie recentă, vom avea și în ultima parte a emisiunii noastre și cred că vom aduce elemente noi pe un subiect care a stârnit vii polemici, cel puțin în anii 90 sau în anii 2000, mi-aduc aminte, în care erau foarte mulți cei care spuneau că fenomenul acela nu a existat, dar despre această chestiune la momentul potrivit. Domnule profesor, începem cu subiectul care cred că e de maxim interes pentru majoritatea celor care se uită la noi și majoritatea oamenilor din această țară care au copii, și anume faptul că de luni, doamnelor și domnilor, de luni elevii se întorc în bănci. Sigur, nu toți, nu în toate orașele, dar marea majoritate se vor întoarce la școală. E momentul, domnule profesor, pentru o astfel de întoarcere? Acum, domnule Tașcă, depinde din ce punct de vedere vom privi această problemă și am să încerc să fiu cât se poate de explicit. Din punctul meu de vedere, eu spun că este o greșeală. Și o să mă întrebați de ce. Pentru că atunci când iei o decizie de o asemenea importanță, trebuie să ai și conștiința și sufletul împăcate. Și nu putem să avem ca societate și ca autorități mai ales conștiința și sufletul împăcate, atâta timp cât noi nu am vaccinat întregul contingent de copii. Păi până la 18 ani, cred că nici nu vor fi vaccinați. Dom'le, eu vreau să vă spun un lucru. Se ia în calcul o situație în care acești copii, citesc o recomandare să nu se îmbulzească la poarta școlii. De asta ați văzut niște copii care se duc la școală? Sau care și după atâta pauză, adică după atâta pauză. Un an. Deci eu vă spun un lucru. Din punctul meu de vedere, cred că decizia este, în primul rând, una de natură economică. Eu cred că cineva a bătut tare cu pumnul în masă. Vă fac un calcul. Există surse care susțin că avem 3,5 milioane de elevi sau 2,1 milioane de elevi și 250.000 de profesori. Hai să luăm 3 milioane de elevi. Gândiți-vă că
fiecare dintre acești copii, spunem la modul simbolic, cumpără câte un covrig pe zi cu un leu, 3 milioane de lei. Gândiți-vă, vă rog frumos, la transporturi. Eu am vorbit și în virtutea profesiei pe care o am, îmi place să discut cu oameni. Am discutat în foarte multe orașe în care m-am dus și am făcut sondaje. Mi-a plăcut să discut cu taximetriști, pentru că taximetriști afli cele mai multe lucruri, e adevărat. Da, uite, de exemplu, am descoperit și mă reîntorc imediat la temă. Zilele trecute am fost cu două persoane, dar unul dintre persoanele respective, deosebit de vorbăresc, taximetrist, m-a dus până la un service în afara orașului și vreau să vă spun că am rămas deosebit de impresionat de acel taximetrist datorită faptului că era la curent cu absolut tot ce se întâmplă în societatea românească, era pertinent și în discuțiile noastre mi-a și spus, domnule, l-am întrebat, că pe fiecare întreb, cum merge? Nu prea bine, dar când încep școlile, sunt sigur că are să meargă bine. Deci, și aici vedeți, da, gândiți-vă, vă rog, chestiunea economică. Autobuze, microbuze, metro, totul. Părinții care duc copiii la școală cu mașină. Deci, dacă mergem la vreun local și știți că s-a lăsat la, să spunem, latitudinea primărilor, dacă închid, nu închid barul, restaurant, etc. Eu sunt ferm convins că au existat multe primării care au avut niște indicatori mai mari decât cei care s-au raportat, dar i-au raportat, i-au mititelit, așa ca să spun. Era un termen la rescap acum, ponderat. I-au ponderat, bun, am vrut să folosesc. Ca să lase deschise restaurantele, barurile, adică să lase să meargă în continuare micile afaceri, astfel încât ele să poată să cotizeze, să fie impozitate la bugetul. Știți că acest scenariu l-am auzit și eu din mai multe surse. Local. Vă spun că așa este și așa a fost în toată țara s-a întâmplat. Deci nu punctăm, nu izolăm, da, nu particularizăm. Ei, eu spun așa. Și așa. Noi cunoaștem foarte bine sistemul educațional românesc. Știm că suntem pe ultimul loc în Europa la performanța educației și nu numai. Dacă tot suntem din martie, anul trecut, în martie, imediat, luna viitoare, facem un an cu o mică, cum să spun eu, reluare a activității școlare, deci în septembrie 2020, după care s-a intrat în formula intermediu, hibrida. Formula hibridă, după care i-au trimis pe toți acasă, eu aș aștepta să treacă și acest an până în iunie, aș lua toate măsurile pentru vaccinare, pentru dezinfectarea școlilor la modul cât se poate de serios și de-abia după aceea, cu conștiința și cu sufletul împăcat, aș trimite copiii la școală. Dacă am retras copiii de la școală, i-am retras în virtutea unor argumente raționale, medicale, sanitare, da? Dom'le, să nu se îmbolnăvească și să nu îmbolnăvească acasă bunicii și bunicii. Așa. E adevărat. Acum, modul în care se intră în reînceperea aceasta a școlii este unul care nu este foarte prost. Chiar, uite, am primit pe telefon că primii suntem foarte informați, ca părinte, asta trebuie să recunosc, de la școală și ni s-a spus, copiii din clasele 0-4 se duc, se mai duc cei de clasa a 8-a, iar cei care sunt în clasa 5-7-a stau acasă. Stau în continuare acasă. Stau în continuare acasă, tocmai ca să aerisească sările, să nu fie aglomerați. Să aerisească sările de clasă. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Cum vor putea sta acești copii săraci câte doi în bancă, 6 ore sau 7 ore cu măștile pe față? Este un chin. Că au să stea cu ușa deschisă, că au să stea cu măștile pe față. Au să deschidă geamul la fiecare pauză. Eu nu m-aș grăbi. Eu nu m-aș grăbi. Spuneați și chiar vreau să vă întreb că priviți această chestiune a redeschiderii școlilor și din statutul noastră de părinte. Înțeleg că fiul noastră nu va merge. Nu va merge. Dar dacă ar fi mers, v-ați fi bucurat? Păi stați un pic să vă spun în ce ar consta bucuria. Și acum, până să vă spun cazul meu personal, aș vrea să vă spun că eu sunt pentru permanentizarea unui sistem online, opțional, facultativ, depinde ce formulă poate să ia el sau ce denumire poate să ia. Și am să vă spun de ce. Există o serie întreagă de copii care suferă de ceea ce este CES, cerințe educaționale speciale. Au cerințe educaționale speciale. Ei sunt nedeplasabili, netransportabili. Ceea ce pot să fie copii care se îmbolnăvesc și nu merg la școală o lună. Și atunci trebuie să inventăm ceea ce se numește educația la patul de spital. Dar dacă nu poți să fie profesor care să meargă special la el acasă, la el la spital, putem hai să folosim aceste minunate instrumente
Nu? Și așa trăim în epoca digitalizării și să le utilizăm în mod rațional. Și un profesor care se îmbolnăvește sau este plecat din localitate poate să-și susțină cursul. Eu, de exemplu, am și avut o discuție cu cineva din conducerea Facultății de Științe și am și zis, dom'le, n-ar fi posibil să propunem ideea asta. Noi avem și studenți care sunt în străinătate, avem studenți din alte zone ale țării. Studenții din Republica Moldova. Da, să poată participa la cursuri online, chiar dacă eu sunt la sală, pentru că eu mă duc la sală, dar se deschide un laptop. Asta trebuie să înseamnă că să vă pună universitatea la dispoziție, laptop, domnul, cameră. Nu trebuie să-mi pună universitatea până la urmă, trebuie să-mi pună numai un internet bun, mi-aduc eu laptop de acasă. Dar în mod firesc așa ar fi, să lucrați pe... Hai să zicem că, domne, să sărim peste chestia asta. Într-adevăr, universitățile ar trebui să fie bine puse la punct din acest punct de vedere. Dar să zici că ai, cel puțin în primă fază, până când ne adaptăm acestui program pentru profesorii care ar accepta un astfel de program. Eu l-aș accepta. Pentru că m-aș ajuta și pe mine, dar aș ajuta în primul rând studenții. Nu i-am mai pierde și este foarte important să-l ții pe student. Da, și atunci până la puteți să stabiliți cu studenții dumneavoastră, ne vedem după masa. Nu, orarul este mai liber. Orarul nu, este dar zic, orar, poate lucrează, sunt unii care să lucrează. Facem un orar flexibil. Care n-ar fi putut veni la sală. Sunt o serie întreagă de modalități, iar cine spune că nu se poate... Uite, am să... Eu am învățat că alături de timp, cea mai prețioasă resursă este resursa umană. Vedeți că trăim acest fenomen groaznic al depopulării. Despre care am mai vorbit. De care am vorbit atâtea ori. Sunt niște copii, sunt niște adolescenți, sunt niște tineri în care trebuie să investim. Să investim în pregătirea lor, dar trebuie să investim în mod inteligent. Am auzit aseară, alaltă ieri seară, niște afirmații pe care le-a făcut un ex-ministru al educației și pur și simplu am crezut că este o emisiune în care spusele domnului ministru au fost tăiate, au fost fracturate și lipite ca să iasă așa. Dar nu, a fost realitatea. Fiți atenți ce propune domnul Funeriu. Vă rog. Ne propune lungirea sau prelungirea anului de învățământ în pofida vacanței de vară, care trebuie scurtată cu o lună și așa să rămână. Dom'le, eu cred că o astfel de idee este un atac nepermis la adresa ideii de copilărie. În timp ce auzeam, aveam televizorul pornit, îl ascultam ce spune, citeam pe laptop ce ne povestea un psihiatru cunoscut la nivel mondial și anume, domne, weekendul de aia s-a inventat ca mintea să se odihnească. Astfel încât să aibă randament acest motoraj cerebral în timpul săptămânii. De aceea eu nu sunt de acord cu introducerea școlii sâmbătă, de aceea eu nu sunt de acord cu diminuarea vacanței de vară, pentru că asta înseamnă un atac la adresa copilăriei. Dar sunteți de acord că poate ar trebui să fi schimbat ceva în modul acesta în care se face școală în România, astfel încât să nu mai fi multimi? Domnul ex-ministru Funeriu spune o chestie și n-are cum să nu spună că a fost ministru în țara asta la învățământ și anume, scoate pe gură o prostie din punctul meu de vedere. Bun. Că programa analitică spune că este beton, auziți, e beton, e ușoară, e mai ușoară ca în alte țări, stimate domn. Sunteți într-o eroare foarte mare. Deci haideți să lăsăm pe domnul Funeriu. Nu, de ce să-l... Nu, ar trebui totuși să se schimbe ceva? Sigur că da. Despre asta e vorba. Acum, da. Domnul Funeriu, poate dorința dânsului nu e aplicabilă, dar poate ar trebui să se întâlnească mai mult să spună. Domnule, ar trebui să schimbăm pe aici pe acolo. Domnul Funeriu spune că școala nu trebuie să producă plăcere, școala trebuie să producă informații. Greșit. La școală nu trebuie să mă duc de frică. La școală trebuie să mă duc din plăcere. Odată că mă întâlnesc cu colegii, cu profesorii mei și altă dată pentru că învăț lucruri noi. Și acele lucruri noi trebuie să fie transmise către mine într-un regim lejer, relaxat, care să-mi permită să achiziționez necesarul de informații care să-mi fie util pe restul vieții. O ultimă întrebare pe acest subiect, domnule profesor. Există informația că doar 6% dintre profesori s-au vaccinat până în acest moment. Cum vi se pare această cifră? Am primit aseară un de la conducerea universității. Nu. Nu sunt chiar așa de bun prieten cu domnul rector. Am crezut că v-ați împrieteni. Păi suntem prieteni, dar nu chiar așa de prieteni ca să ne trimitem așa cum... Vă rog. Unde rămânsesem? Că ați primit aseară. Am primit, da. Și un document în PDF care mi-arată că la universitățile de medicină din această țară, procentul profesorilor care vor să vaccineze este undeva la 12, 15, 20%.
Bun, și atunci în acest context, întoarcerea elevilor în bănci, atâta cât sunt ei, că nu sunt toți, sau mă rog, în anumite locuri probabil că nu se vor întoarce niciunii unde sunt, se află scenariul roșu. E oportun nu, acest din procent? Din punctul meu de vedere, nu. Eu aș mai nu, dar și cu acest procent al doar 6% din profesori păi de preuniversitate 20%, 30%, 40% se vaccineze. Tot mai rămân 6 din 10 care sunt nevaccinat. Nu sunt purtători de boală. Chiar și da, că mă vaccinez, pot să port boală sau duc mai departe. Da? Dar nu mă mai îmbolnăvesc eu. Eu cred că varianta acestui vaccin care, este, care ne dă o imunitate, am înțeles undeva între 6 și 9 luni, este una de moment. Cred în ideea unui vaccin care să-ți dea imunitate permanentă, dar cu mutațiile care au loc, din ce am înțeles din discuțiile celor care se pricep, e destul de problematic. Și mai curând, cred că se merge pe ideea unui tratament, la fel cum l-au făcut evrei, unul dintre subiectele noastre de astăzi, da, izraelienii, care am înțeles că... Mă rog să nu mai dezvălui subiectele dinainte. În urma tratamentului, rata de mortalitate a fost zero. Adică bolnav de COVID... Trebuie să închidem, domnule profesor, că altfel nu mai ne încadrăm în cele 5 subiecte și o să ne dumneavoastră mustre telespectatorii. Doamnelor și domnilor, pentru al doilea subiect al discuției de astăzi am pregătit ceva deosebit, aș zice, și anume am... Început în această săptămână, împreună cu domnul profesor aici de față, o serie de articole despre unul dintre farurile luminoase, evident, nu de mașină, ale zonei în care noi ne ducem traiul de zi cu zi. Este vorba de INSEMEX. Și am început această serie de articole plecând de la ideea că, dintr-o dată, despre INSEMEX nu s-a mai vorbit doar în termeni laudativi, așa cum ani de zile am tot văzut, ca fiind cel mai mare institut, cel mai bun, cel mai frumos, cu clădirea cea mai frumoasă și mai departe. Dintr-o dată au început să apară voci care au pus INSEMEX într-o lumină critică. Și atunci, intrând în această chestiune cu INSEMEX-ul, am început să descoperim diverse lucruri, unele pe care le știam dinainte, altele au apărut mai de curând, însă cel mai mult în ce mă privește pe mine, m-a deranjat faptul că un institut atât de bogat, pentru că se vorbește de sume colosale pe care acest institut le încasează, dă un comunicat, cred că ieri sau alaltăieri, în care, cum să vă spun, cred că și copiii care vor merge la școală în clasa 4-a de luni ar fi scris un text mai frumos, însă devoalează niște lucruri. Domnule profesor, ați fost, cum să vă spun, partenerul meu în acest demers de a ridica puțin vălul despre, de pe acest INSEMEX atât de frumos zugrăvit, nu? Sunteți de acord cu mine? A fost mulți ani în care s-a vorbit atât de laudativ de INSEMEX că aproape că ți-era și frică să zici ceva. Încă de la bun început aș vrea să precizăm un lucru. Vă rog. Și cu voia dumneavoastră am să doresc să laud două persoane din presa locală, două doamne. Sigur. În primul rând, este în funcție de ordinea cronologică în care au apărut articolele. Este vorba de câteva articole în care îi aparțin doamnei Carmen Cosman, unde dânsa relatează niște lucruri despre ceea ce se întâmplă în interiorul acestei instituții, devoalând anumite practici cu privire la modul în care sunt alocate contracte, modul în care se fac promovări, modul în care s-a instalat acolo, să spunem, un anumit regim sau o atmosferă psihomorală, psihosocială, care nu este cea mai potrivită. Și în al doilea rând vreau să vă spun că am vizionat un reportaj documentar al unei alte doamne din presă. Este vorba despre doamna Ramona Roșulescu, foarte bine făcut, foarte bine realizat. Salutări amândurora, sper că se uită la emisiunea noastră. Intitulat De ce bat clopotele la INSEMEX. Vreau să vă spun că aceste articole și acest reportaj a lăsat asupra mea o impresie foarte puternică și m-am întrebat cum se face că și am rămas mai ales sub imperiul spuselor doamnei Roșulescu, care mi-a zis, uitându-mă la dânsa, niciodată nu am aflat ca și societate care sunt rezultatele expertizelor pe care le face INSEMEX-ul. Le știu doar procurorii, le știe doar CNH-ul și atât. Întrebarea dânsei, afirmația dânsei, da, este cât se poate de pertinentă. Și am să vă spun de ce. Pentru că noi trăim într-o țară în care totul este pus sub semnul întrebării. Ați adus cartea asta, Istoria trădării la români. Noi ar trebui ca societate să cunoaștem ce se întâmplă
în interiorul acestei critic, dacă îmi permite, instituții și să ni se spună care sunt rezultatele acestor rapoarte. De ce sunt ținute la secret? A, o să vină și o să spună, domnule, am publicat un raport de 500 de pagini. Nu. Nu așa. Nu, stați că se lucrează la un ghid. Stați un ghid. Ajungem. Este vorba despre un raport de 500 de pagini la colectiv. Dar eu aș aduce aminte estimaților cercetătorii că eu, dumneavoastră, oamenii care nu se pricep și suntem 99,99% din societate care nu ne pricepem la așa ceva, noi am dorit pentru noi câteva rânduri, ușor de digerat. Ai ales câteva pagini. Ușor de... Am spus câteva rânduri. Câteva rânduri pot să fie și 80 de rânduri. Einstein, de exemplu, și-a scris teoria relativității pe vreo 12 sau 16 pagini, care este valabilă și acum și toți fizicienii redescoperă universul prin cele 12-16 pagini. Deci nu 500. A, că ai anexe și le dai. Bun. În fine. Eu mi-aș fi dorit ca la... Am și scris un articol Insemex, elefantul fără trompă. Și am făcut... în definitiv, cine sau ce este Insemex? Da. Am scris două articole pentru că aș vrea să vă spun, este necesar ca această entitate, această unitate economică... Unitate sună frumos! Păi, acum s-ar putea să descoperim că de fapt este vorba despre ceva mai puțin decât o unitate economică, numai o unitate. Păi, știți? Unitate înseamnă un număr, unu, o unitate, două unități. Mă înțelegeți? Da, sigur, sigur. Așa. Nu vreau să vă stric raționamentul, să vă opresc. Eu aș vrea să spun că am încredere în ceea ce va face domnul ministru al cercetării și dezvoltării și digitalizării. Se numește Sergiu Parcă sau Ciprian Telemann. Vedeți ce cunoscut e, că nici măcar n-am auzit de nu, domnule, dar uite, există o similitudine. Telemann, Găman, Superman. Mă înțeleg? Man. Deci da, totul cu man. Da. M-aș întreba așa, oare pot să sper că acest ministru de la USR, hopa, plus ministru USR, atenție, va ridica vălul? Sau s-ar putea, datorită preferinței celor de la USR Plus pentru atmosferele cu grade, cu multe grade, este vorba despre o atmosferă încinsă, la asta mă refer. Da. Să-și dea testul suprem. Este chiar un test al turnesolului și atunci vom fi în deplină... Păi, acum, eu ținând că îl cunosc pe domnul Găman și nu cred că are farmecele doamnei Prisăcaru de săptămâna trecută, adică... Pe mine nu mă interesează domnul Găman și am să vă spun de ce. Pentru că eu visez la o instituție în care birocrația trebuie să fie obiectivă, trebuie să fie impersonală, trebuie să fie eficientă, că de-aia se numește birocrație. Ori din ceea ce am citit în presa locală, am văzut că e o birocrație care a venit cam personală. Deci aici eu cred că ar fi necesar un bun exercițiu de comunicare și în altă ordine de idei... Dacă îmi dați voie să mă autocitesc, să știți că munții de bani nu țin loc de comunicare. Corect, ați avut dreptate, v-am citit articolul foarte bun. Vă mulțumesc. Și aș vrea să văd și eu filmate aceste laboratoare ale Insemex. Am rămas în minte și cu ce ați scris dumneavoastră și anume că cei de la Insemex în 3 luni de zile, adică de la incendiul de la Piatra Neamț și până acum câteva zile n-au reușit să definitiveze o... analiză computerizată, am înțeles, nu? Da. Ceea ce au existat mai multe voci în presa românească care au spus, domne, cam greu, adică noi ne mai știm cu computerele mulți dintre noi și zice, domne, cam complicat, adică 3 luni să faci o expertiză computerizată. Deci ce înseamnă chestia asta? Nu sunt specialist, dar pot să-mi imaginez. Adică da, utilizați o cultură minimală. Da, utilizez. Domne, acolo este vorba de un program, de un soft, căruia îi introduci variabilele pe care le vrei să le modifici și el în mod instantaneu îți calculează și vede la diferite concentrații, la diferite presiuni, etc., etc., atmosferă inflamantă. Dați-mi voie să vă aduc un nou element și anume parteneriatul pe care, mai nou înțeleg, Insemex îl are cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate. Eu cred că această autoritate, dacă n-are o imagine palidă, are mult mai mult de atât. Știți care este... Că managementul în sănătate, în un context în care lunar ne mor... Calitatea în sănătate. Da, managementul calității, așa se numește, în contextul în care lunar mor oamenii arși în spitalele din România, cred că sună cam ciudat, mi se pare.
Ba, mi se pare, și în altă ordine de idee, aș vrea să vă spun că elementul central în ființa unui cercetător este cel al curiozității și al producerii de, să-i spunem, informații. Ori stau să mă gândesc, cercetătorii de la INSEMEX, când au văzut că atâtea spitale iau foc, că atâtea lucruri se întâmplă, că suntem în pandemie deja de aproape un an, un an de zile nu s-a gândit nimeni la un astfel de ghid de recomandări minimale? Dacă m-aș citit articolul, știți cu siguranță că astăzi au și dat minimele precizări, minimele date, care însă vor fi doar minime, pentru că ceea ce m-a dus pe mine cu gândul, sigur, poate speculând puțin, că ei de fapt le aveau, dar nu au vrut să le arunce pe piață, cum doriți dumneavoastră, gratis. Pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru telespectatorii noștri. Ci pentru că au așteptat să vină cineva să plătească. Dom'le, aici m-aș speria să aveți dreptate, dar mergeți într-un anumit fel pe raționamentul meu. Logic, nu? În articolul meu am ridicat o întrebare. Sau, mai multe întrebări care poate să fie sintetizate într-una singură. Cum se face că acest elefant socioeconomic, care se numește INSEMEX și spune elefant pentru că este de o bogăție, este din comun, în momentul în care tot ceea ce ține de regnul său economic, adică industria petrochimică, rafineriile românești, da? Toate combinatele chimice au dispărut, au căzut unul după altul, în care CNH-ul în sine aproape că a fost ras, au mai rămas două, trei exploatări miniere și ăștia de-abia răsuflă, gâfâie. Cum se face că acest elefant a supraviețuit, iar ăștia alți au dispărut? Pentru că eu nu pot să cred, refuz, secunde, că din prize care iau foc, poți să câștigi atât de mult. Ați fi surprins. Pălește sau nu imaginea INSEMEX, așa cum am spus eu într-un articol, într-un prim articol? Eu zic că da. Faptul că noi aici discutăm, faptul că se pun întrebări și în altă parte, faptul că... Credeți că se va descoperi ceva? Adică, la modul serios, se va întâmpla ceva după această păleală, dacă pot să vă exprim așa, a imaginii INSEMEX? Ați văzut. Au venit o garnitură nouă din punct de vedere politic la Palatul Victoria, au presupus că se schimbă tot în țară pentru că și-au arondat județele. Acum s-a terminat cu prefecții și în mod natural, după ce se termină cu prefecții, trebuie să înceapă ce? Deconcentratele. Iar acest institut național, eu nu știu în ce regim funcționează, dar depinde direct de minister, deci stă în pixul ministrului. Da, eu aș pune agenție, nu știu cum a spus dumneavoastră, eu aș pune un club. Și vă las punct de punct aici. Trecem la un alt subiect. Timpul nu e întotdeauna prietenul nostru aici la emisiune, dar ne place acest ritm alert și trebuie să vă spun că în această săptămână un apropiat al invitatului meu, pe care l-am pomenit des aici la emisiune, pe numele său Valeriu Butulescu, a făcut o dezvăluire legată de un caz care de asemenea a fost discutat aici și despre care am fost singurii jurnaliști. Poți să vă spun jurnalist, domnule profesor? N-am ajuns să... Păi, dar în moment ce scrieți, vă încadrez aici, să știți. Nu, n-am ajuns să-mi arog astfel de merite, pentru că eu nu-mi câștig existența din jurnalist și ar fi o impietate la adresa celor care își câștigă existența din jurnalist. Eu, bun, deci nu vă spun jurnalist. Cochetez cu jurnalist. Eu ca jurnalist și domnul profesor ca și editorialist la ziarul pe care îl facem de atâți ani, am fost singurii care am vorbit critic despre titlul de cetățean de onoare al celebrului de acum, doamnelor și domnilor, Prințul Paul. Domnul Butulescu însă iasă în această săptămână într-o serie de interviuri, îți spun serie pentru că e același interviu, dar a fost preluat, uitați-l pe domnul Butulescu dacă nu l-ați văzut de mult, să știți că dânsul este. Spuneam o serie de interviuri pentru că a apărut în cel puțin două publicații, dar e același interviu, în care ne explică că a primit ordin în momentul în care i-a dat titlul de cetățean de onoare de Prințului Paul. De unde credeți? Vă las să vă gândiți o secundă. De unde a primit ordin? Pot să-l citesc pe domnul Butulescu? Păi cred că... Deci vă rog frumos. Vă face o deosebită plăcere. E foarte interesant. Spune dânsul, citez, domnule Butulescu, am puterea să recunosc, ideea ne-a fost sugerată de la Butulescu. În ghilimele sugerată. Da, pe linie de partid. Ne-a surprins pe toți și ne-a amuzat puțin, dar i-am dat curs. Prințul mai fusese în vale, părea interesat sincer de zonă. Pe atunci nu se știa nimic de ferma Băneasa. Dar de votat am votat pentru, nu numai eu, tot Consiliul, subliniez. Pe atunci prințul avea altă imagine. Așadar, acordarea susnumitului titlu a fost decisă politic la centru.
Asta, să știți că mi-a plăcut, singurul lucru care mi-a plăcut, pe lângă faptul că bănuiam că a primit ordin, nu știam de la cine, dar mă gândeam că a primit un ordin, mi-a plăcut aceasta cu am votat toți. Da. Pentru că eu am scris multe articole, doamnelor și domnilor, sper că pe marea majoritate le-a citit, în care am vorbit despre această unanimitate teribilă care funcționează în consiliile locale. Când vedeți unanimități, doamnelor și domnilor, fugiți văzând cu ochii cât puteți, pentru că e ceva în neregulă acolo. Vă rog. Mai ales că domnul Buturescu continuă și ne atrage atenția spre unui alt lucru important. Pe atunci, de prinț, se folosea la imagine Traian Băsescu. Deci, deci nu mai e prieten cu domnul Traian Băsescu. Deci, domnule Tașcă. Am crezut că e cezorul de Buturescu. Dumneavoastră, la ce vă gândiți când auziți o astfel de mărturisire? Eu ce să vă spun? Mie mi se pare că dacă a vrut să fac o dezvăluire domnul Buturescu, i-a ieșit așa un fel de... N-aș vrea să folosesc un cuvânt urât. O semi. Am să vă spun la ce mă gândesc eu. Vă rog. La faptul că domnul Buturescu are un buton. Și odată apăsat butonul respectiv, dacă știi și îl cauți, și aici vă recomand, aproape că am râs cu lacrimi când am audiat o melodie, se numește Butonașul. O știți? Nu, doamne, este extraordinar. Vă invit să o audiați. Doamne, m-am gândit atunci la butonul ăsta. Și am zis, odată apăsat el acționează. Acum, o să vă rog să nu discutăm foarte mult, pentru că am o surpriză pentru dumneavoastră. La acest punct. Da, aș fi vrut să vă spun ceva. Vă rog, de asta ați spus. Nu vă opresc. Imaginați-vă, vă rog frumos, că butonul domnului Butulescu? Noi trei, domnul Butulescu și noi doi, jucăm într-o scenetă, suntem într-o mini-piesă de teatru și domnul Buturescu joacă rolul bunicului. Și noi suntem ai nepoților, în rolul nepoților și dânsul ne citește nouă povești. Gândiți-vă că este o seară de iarnă, dânsul stă la gura sobei, acolo trosnesc lemnele, deschide ușa și lumina pâlpâie așa interesant. Pot să vă propun să scriem un scenariu? Putem. Și noi pe scăunele, doi copii mici, ascultători, ne uităm la dânsul și începe să ne citească niște povești. Ce povești credeți că ne citește? Nu știu, bănuiesc că cu prinți, cu... Nu! Nu! Cu prințese? Nu! 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 Dar cu cine? Cu mineriade. Stați un pic. Și știi ce ne spune dânsul acolo? Nu știu. Ne spune așa. Dragii moșului, dragii mei nepoți, măi nepoate, minerii s-au dus singuri la București. Pe mineri nu i-a chemat Ion Iliescu. Securitatea n-a fost implicată în aducerea minerilor la București. Minerii 5.000, 10.000, 12.000 cât s-au dus acolo au dat dovadă de un instinct al orientării deosebit, ieșit din comun să se ducă exact unde trebuia. Și noi ne uitam mirați la bunicuțul nostru, care închide cartea și cu ce formulă credeți că o încheie? Sunt foarte curios să aflu, doamna. Și am încălecat pe o căpșună și v-am spus o mare minciună. Dar noi doi nepoți, noi ne prinsesem, dar l-am lăsat. Păi când îmi spui că ai acționat la comandă politică, înseamnă acum, că și la celelalte titluri... Când mă întorc înapoi și mă duc la mineriade sau mă duc la toate lucrurile astea, vă aduceți aminte formula unde nu-i cafteală, nu e luptă de... Da, trebuie să mi-o atribui cumva că mi-a fost adresată. Bun, eu chiar îl simpatizez pe domnul Buturescu, da? Sunt convins de asta. Vă jur. Păi tocmai, în momentul cel pomeniți la fiecare emisiune. Eu nu-l urăsc și nu-l disprețuiesc. Eu chiar îl simpatizez, dar dânsul trebuie să constate... Și eu s-o constate cu bucurie, că nu-l jignim. Dar ne legăm de anumite aspecte interesante. Așa cum dânsul iasă și face aceste afirmații, ieșim și noi. Acum, că noi construim pe afirmațiile dânsului, asta este. Păi nu știu, asta mi-a plăcut mult că a ieșit. Apreciez, domnul Buturescu, dacă vă uitați, apreciez că ați ieșit. Mi se pare mult mai adecvat decât ce a făcut Insemexul zilele astea. Cum a ieșit să ne spună lucruri pe care nu voia să ne le spună, dar le-a spus. Vreți să vă spun surpriza pe care v-am pregătit-o? Vă mai aduceți aminte de senatoarea Lucica? Da. Pentru telespectatori am prescurtat puțin prin această formulă pe doamna senator Lucica Muntean. Domnule profesor, vă anunț că doamna senatoarea Lucica are un consilier. Și aș spune că vă dau într-o 10 secunde posibilitatea să ghiciți cine este acest consilier. Dumneavoastră. Nu. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar nu. Domnul Buturescu. Nu mă iubește, doamna. Nici domnul Buturescu.
Dar mai vă las o singură încercare. Nu mă dau bătut. Domnul Vlad Lăutaru, vă spune ceva? Da. Unde credeți că a lucrat domnul Vlad Lăutaru înainte să devină consilierul senatoare? Nu știu, știu că a fost consilier, lui și consilier local. Nu, vă întreb unde a lucrat. Că nu știu. La INSM, domnule profesor. Și cu asta închidem acest minunat punct și trecem la o formură celebră care mi-a rămas în minte și cu ocazia aceasta o să-l pomenesc pe maestru Gheorghe Dinică și anume am intitulat acest punct Apele Române, câteva mese. Și o să înțelegeți imediat de ce, pentru că colegii noștri de la Recorder și-au făcut un obicei din a face reportaje extraordinare pentru care îi felicităm și pentru la care mă uit cu mare bucurie și anume au mai găsit un caz celebru la Apele Române, de data asta în Bârlad. Ei, acolo la Apele Române se făceau angajări, doamnelor și domnilor. Sunt două. Două angajări? Sunt două. Mai e unul care și l-a angajat pe taică-să. Mă rog, dar rămânem la celebra doamnă Simona, Simona Chelnerița, ca să zic așa, de aceea cred că la Apele Române sunt doar câteva mese și anume, uitați, Simona Iancu se numește, a fost angajată ca inginer la Apele Române, deși a absolvit facultatea de chimie, nu știa cum se care este simbolul fosforului. Și multe, multe alte lucruri. Puteți citi pe ecran în timp ce noi vorbim unele dintre afirmațiile halucinante ale doamnei Simona Iancu, inginer la Apele Române, Bârlad. Lasă, sunteți prea vă rog, drastic. Nu, sunt rău, dar știu, mi-ați mai zis asta. Te-ai făcut rău. Da, da, 9 ani acum. Da, acum dânsa nu știa nici care-i malul stâng, care-i malul drept. Asta și până și eu știu care, nu sunt nemesit. Uite că eu nu știu și vă spun de ce. Că dacă stau așa cu fața către Amonte, da? Odată malul stâng e așa, malul drept e așa. Dacă mă întorc cu fața către aval, dracu, și ce se întâmplă? Se schimbă malurile. Da, foarte ciudat. Și, da. Și atunci chiar, nu știu, deci să nu le legăm de lucruri. Lăsați-mă să vă mai dau o informație tot despre Apele Române. De ce este o miză uriașă la Apele Române? Angajați, unde sunt angajați clienții de partid, bugetul de salarii este de numai puțin de 630 de milioane de lei. Doar atât. Nu nimic la tot. Cel mai interesant lucru mie aici mi s-a părut de individul ăsta care se auto-caracteriza drept un animal politic și le spunea la toți, băi, eu sunt un animal politic, am să ajung cel puțin ministru. Ai, și fiți atent, ăsta e de la PNL. Ceea ce arată sau ne arată încă o dată că atunci când am constatat împreună că și PNL-ul și USR-ul nu sunt nimic altceva decât două partide epigon, deci care vor să ajungă PSD, nu ne-am înșelat. Acum hai să facem un pariu. Aveți impresia că o să le scrude pe acest animal politic din PNL? Este cum? Nu, știi ce cred eu? Este cu mătrul lui Costel Alexe. E cu mătrul, da. E chiar jupân, aș putea să spun, în momentul în care... Costel Alexe, care și el are niște probleme... Doamne, dar sunteți sigur că femeia are facultate? Domnule, eu m-am îndoit și eu văzând reportajul, să știți. Că încerca dar să eu bănuiesc că din moment ce a fost 5 ani la master... Da, la club master. La clubul master. Mă gândesc că poate totuși o fi făcut și facultate. Asta la 5 ani înseamnă două cursuri de master și un curs la post universitar. Că evident, două... nu poți să faci unul singur. Adică nu ești performant dacă faci unul singur. V-am spus că sunt fascinați de oamenii care nu au școală. Da. Trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Asta este în mod categoric ceea ce se numește oligarhie. Captarea... Oligarhie ca în Rusia, aș putea să zic. Captarea puterii la vârful piramidei, eliminarea tuturor celor care sunt competenți și umplerea posturilor numai cu incompetenți. De ce? Pentru că cel incompetent să aibă în permanență sentimentul dependenței față de animalul politic care l-a numit în funcție. Ce credeți că vrea să facă Apele Române, domnule? Să închidă robinetul. Ce credeți? Să suprataxeze apa din râuri folosite la hidrocentrale. Uite, eu cred că într-o zi o să revină și o idee foarte frumoasă, în sensul că o să pună impozit inclusiv... Și băi, fiți atenți, folosiți ideea asta, dacă nu ne-o da, face... gratis vă dă. O să impoziteze și apa din fântână, domnule, pentru că ne înțepăm în pânza freatică. Și de acolo trebuie să iese niște bani. Da, mai vedeți cum se gândesc oamenii ăștia numai la bani. Foarte interesant. Închidem și acest subiect, da? Câteva mese. Dacă vreți să spuneți și două cuvinte despre regina bugetarilor din România,
Vă dau nu, în 30 de secunde. Deci am înțeles că ar fi o eroare acolo. Da, dar mi se pare interesant ca un prelucrător prin așchiere să câștige totuși niște bani cu atât de multe zerouri încât să le pierd și rău. Adică... Chiar dacă ar fi greșit cu un zero. Chiar dacă ar fi greșit, tot mi se pare mult. Dar... Deci 18.000 de euro și trecuse, da? Da, și atunci rămân cât? Vreo 1.800, nu? Păi da. Printr-un prelucrător prin așchiere? Iertați-mă, vreau să sunteți profesor. Stați un pic, să nu comparăm. Păi tocmai aia, de asta merit 3.000 de lei pe lună. Păi asta zic, adică dacă un prelucrător prin așchiere ia 1.800 de euro, da. Care vine cât? Haide, le puneți 2.000 de euro, 100 de milioane. Păi nu, vreo 1.000 de lei. 2.000 de euro, puneți-i 2.000. Da, așa, să rotunjim de la noi. Și avem ori 5, ce să ne mai încurcăm în calcul? Sunt 10.000 de lei. 10.000 de lei. O pomană curată, ce să mai... Da, după aceste mici date, cum spuneam, apele române, doar câteva mese, venim la un subiect serios acum pe final și anume, pentru prima dată în România s-a dat o condamnare pentru, ce credeți, negarea Holocaustului. Holocaustul a fost comemorat acum câteva săptămâni și, din păcate, puțin unii dintre noi, printre care mă număr și eu, am avut ocazia să vedem, sigur nu populat cu oameni, dar să vedem ce a rămas de-a lungul vremii, ce s-a conservat de-a lungul vremii din ceea ce a existat, în ceea ce se numește Holocaust. E, acest om care a fost condamnat, nu o să ghiciți niciodată cu ce s-a ocupat el în viața lui, dar o să vă spun, a fost ofițer. Colonel Serei. Serei. Și a scris domnul Vasile Zărnescu. Vasile Zărnescu a scris mai multe articole în care a negat, a spus că așa ceva nu a existat niciodată și că e o... Aici imaginele sunt de la Auschwitz, pentru că recunosc locul. Și a scris chiar și o carte, ca să vedeți că există cărți pe care nu le-am prezentat aici la emisiune niciodată. Volumul semnat de domnul Zărnescu se numește Holocaustul, Gogorița diabolică, escrocarea de bani de Holocaust. Un titlu mai odios, recunosc că n-am auzit de mult, adică să numești Holocaustul Gogoriță diabolică, iertați-mă, da. Și un om care a avut o funcție de ofițer de nivel înalt într-un serviciu secret românesc, mi-a dat fiori pe șirea spinării, vă rog să mă credeți. Vă rog, domnule profesor, comentariul dumneavoastră. Domnule Tașcă, eu la student sunt totdeauna când susțin cursul care l-am dedicat religiei, am spus că este o temă cât se poate de sensibilă și că trebuie tratată cu foarte multă delicatețe. Pentru că noi aici ne întoarcem când vorbim despre Holocaust la religie și nu avem cum să ne întoarcem la religie pentru că ne ducem la evrei. Iar România s-a implicat în realizarea acestui Holocaust prin pogromul de la Iași. Negat foarte mulți ani în România. Da. Acest pogrom vine din limba rusă și care înseamnă călău colectiv, măcel colectiv. În iunie 1941, numai puțin de 13.000 de evrei au murit asasinați la Iași. Acum, pentru că am amintit despre religie, este un lucru interesant, pentru că chiar Țuțea, care inițial a fost marxist, după asta s-a transformat în legionar și după care s-a transformat în deținut politic vreo 20 de ani, a spus un lucru foarte frumos. Să fim cinstiți, Iisus nu este din Focșani. Nu. Iisus este evreu. De aceea, ceea ce au făcut oamenii aceștia care își spun creștini și care l-au adoptat pe Iisus, care este născut evreu, ca și mântuitor, mi se pare de neînțeles. Acest holocaust, pogrom, nu reprezintă nimic altceva decât emanațiile unor minți. Bolnave este un cuvânt care diminuează amploarea asta, hidoșenia a ceea ce s-a întâmplat. Iar dacă vreți să tratăm pur și simplu sociologic această problemă, aș putea să vă spun că noi trebuie să conștientizăm ideea relativismului cultural. Ce înseamnă acest lucru?
Nu există o cultură superioară altei culturi. Cultura fiecărui popor este importantă. De aceea ne plasa pe ceea ce se numește etnocentrism. Înseamnă a nega tot ceea ce vine din exterior și a spune că numai ceea ce este al nostru este bun. Exact. Și asta din păcate sunt în România astfel de exemplu. Există. Există. Dar să vă spun care este paradoxul frumos. În momentul în care totuși pot să fiu xenocentric, adică să mă axez numai pe valorile celorlalte națiuni, considerând că ale mele sunt slabe, sunt proaste, sunt așa. Dom'le, conștientizând relativismul cultural, îmi dau seama că poate să aibă și trebuie să aibă loc ceea ce se numește globalizare sau multiculturalism, pentru că planeta s-a micșorat. Micșorându-se planeta prin micșorarea distanțelor, prin faptul că pot ca în câteva ore să ajung într-un punct al planetei care altădată mi-ar fi fost inaccesibil sau accesibil după luni de zile de călătorie, este foarte clar că intru în contact cu oameni de rase diferite, de naționalități diferite, de religii diferite. Asta mă face să valorizez și mai mult ceea ce eu am acasă, ca să respectăm tradiția noastră națională, dar nu înseamnă că putem să excludem pe ceilalți. Acest holocaust a condus la uciderea numai puțin de 6 milioane de... După unele surse, 8. După unele surse, 8. Cert este că participarea noastră acolo, în 1941 iunie, a fost de 13.000 de persoane. Mă întorc din nou la religie. Aș vrea să vă spun că prigoana asta asupra evreilor, ca de altfel prigoana asupra celor care erau declarați eretici, a fost inventată tot de către Biserica Catolică sub forma Inchiziției a Sfântului Oficiu, care și-a asumat numai puțin de 20 de milioane de victime, prin diferite forme. Mai ales prin arderea pe rug pentru purificarea sufletului. Ce înseamnă toată chestia asta? Constat cu o înspăimântare, domnul. Vă rog. Că încă noi, ca indivizi umani, citeam un lucru formidabil. Coeficientul de encefalizare al unui Homo sapiens trebuie să fie undeva pe la 5,66. Coeficientul de encefalizare al unui cimpanzeu, unui maimuțe, trebuie să fie undeva pe la 2, nu știu cât. Dom'le, să evoluăm atâta timp, milioane de ani, să plonjăm în spațiul cosmic, să ai coeficient de encefalizare 6, aproape, și să nu-ți dai seama că trebuie să-i accepți și pe ceilalți, te reduce la stadiu de cimpanzeu. Bun, dar și cum să negi ceva care există imagine, există locul respectiv? Eu am fost la Auschwitz, există locul acolo. Adică se poate vizita, se poate vedea cu ochii tăi. Adică cum să negi că a existat? Adică... Unii neagă și existența liftului. Unii neagă și faptul că pământul este rotund. Unii neagă că n-am ajuns pe lună. Alții neagă vaccinurile, alții neagă. Uite că poți să negi și chestia asta. Eu sunt convins că poți să negi orice, dar parcă totuși unele lucruri sunt evidente. Adică... Cel mai straniu lucru în toată chestia, dânsul poate să nege orice. Dar este faptul că acest om a făcut parte dintr-o structură de forță a statului român, s-a jucat cu informații. Și probabil că are o pensie de invidiat. Deci omul ăsta a fost în serie, adică în vechea securitate, da? Sau, mă rog, noua securitate. Da. A crezut că credeți că a fost și în vechea securitate, probabil că are o vârstă din moment ce este fost. De aceea vă spun că... Cum vedeți? Faptul că prima condamnare vine... Mi se pare că vine târziu, dar vine că vine, nu? Să știți că o floare nu face primăvară, nu aduce primăvara. Bine că a venit. Eu cred că nu e definitivă. N-am ajuns, n-am citit până la momentul ăsta, dar nu, din moment este cu, am deschis alt articol, este cu amânarea executării pedepsei. Deci nu, deci nu, definit, e, David, nu intră la pușcărie, dar a fost condamnat la închisoare. Da. Credeți că chestia asta îi va schimba credința? Nu, eu va întări. Nu. Eu va întări, vă spun eu, va crede în continuare chiar are dreptate. Și probabil că va găsi și niște adepți. Și este foarte posibil să unii să vadă în această condamnare un martiraj, un act de martiriu. În fine, cert este că aici vă rog, 10 secunde. Este un subiect periculos. Categoric holocaustul a existat, categoric pogromul de la Iași a avut loc, din păcate. Și sper că se uită și cei cu care la începutul anilor 2000 am avut polemici pe această temă. Cam aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, doamnelor și domnilor. Sper că v-am stârnit interesul și v-a făcut plăcere să vedeți ce avem de zis în această seară. Închei cu o mică informație, și anume că domnul Liviu Dragnea se află într-o stare psihică, emoțională și fizică chiar precară, spune domnul Codrin Ștefănescu. Un ultim cuvânt, domnule profesor.
Îmi pare rău, deci nu te poți bucura. Asta ar însemna să facem un dans al pieilor roșii în jurul celor care sunt scalpați. Pentru că Liviu Dragnea acum este scalpat, în așa simbolic. Nu te poți bucura de răul cuiva. Dacă actele medicale dovedesc că într-adevăr are probleme, eu cred că... Vă mulțumesc și vă opresc. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Ne vedem din nou dimineața viitoare.